să susțină atenție procesul verbal al comisiei din 19 decembrie 2018. După aia merge la ordinea de zi și dacă aveți și alte propuneri, poate de cea dată prin poziția numărul 89 din 20.2019. Deci supunem la vot procesul verbal al comisiei anterioare din 19.12.2018. Cine este pentru? Punctul 2. Proiect de hotărâre privind unele măsuri pentru aplicarea legii 416 2001, privind venitul minim garantat cu modificări și completări ulterioare pentru anul 2019, inițiat tot domnul primar. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea scrisorii de așteptare a autorității tutelare pentru ocuparea postului director la SCE Salubrea S.A. Alești, inițiat tot domnul primar. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al parcărilor publice cu plată sau de reședință de pe raza orașului Alești, inițiator domnul primar. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii modului cu număr TOPO 924/4, înscris în CF numărul 1962 Alești, în suprafață de 7668/102492 din domeniul privat, în domeniul public al orașului Alești. Inițiator domnul primar. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii modului cu numărul TOPO 15, înscris în CF numărul 245 Alești, în suprafață de 74.637 metri pătrat, din domeniul privat în domeniul public al orașului Alești. Inițiator domnul primar. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea ridicării modului identificat cu numărul cadastral 104.408, înscris în CF numărul 104.408 Alești, în suprafață totală de 6.430 metri pătrați, proprietate publică a orașului Alești, inițiator domnul primar. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de dezlipire a imobilului identificat cu numărul topografic 924/16, înscris în CF 45 Cuza, Pădure Neagră, proprietate privată a orașului Alești, inițiator domnul primar. 9. Proiect de hotărâre privind introducerea în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Alești de unor teren cu destinație forestieră, inițiator consilierii, domnișoara Marcu Mariana, domnul Cipreu Sorin de Mufin, domnul Dubău Florin Călin, domnul Jurcuț Călin Paul și domnul Vancea Viorel Teodor. 10. Prezentarea propunerii Consiliului Local, ceea ce privește calificativ acordat secretarului UAT Alești pe anul 2018. Dacă la ordinea de zi propusă, mai aveți și alte propuneri. Domnul Pavel? Da, aș vrea să cer de la început niște lămuriri cu privire la proiectul numărul 9, pentru că cel puțin la ședința de comisie juridică de aseară, respectiv și din discuțiile care am cu colegii de la celelalte comisii, sincer, nu am înțeles și nu știu cum a ajuns pe ordinea de zi acest proiect. Și aș vrea să cer domnului secretar niște lămuriri, pentru că în materialele care mi s-au trimis, nu am văzut o adresă nouă de repunere a proiectului pe ordinea de zi. Din ce am înțeles eu, consultându-mă cu persoane care cât de cât mai stăpânesc partea aceasta, din moment ce proiectul data trecută nu a fost retras și a fost supus la vot, pentru a fi repus din nou pe ordinea de zi într-o ședință ordinară, trebuia ca inițiatorii să vină cu o nouă, să adreseze o nouă adresă pentru repunerea pe ordinea zi în cadrul acestei ședințe. Poate greșesc sau poate am fost informat greșit, să puțin încă dată spun, la Comisia Juridică, respectiv, dacă eu sunt informat corect, toate comisiile au dat aviz nefavorabil, pentru că inclusiv colegii care au inițiat proiectul nu au putut să ne zică foarte multe despre
repunerea acestui proiect pe ordinea de zi de astăzi. Da, deci nu este nevoie de o adresă de repunere a unui proiect pe ordinea de zi. Mi s-a cerut în ședința de astăzi, în mod clar și explicit, să completez acest proiect de hotărâre cu multe documente. Din documentație, dar îmi pare foarte rău. Este un referat de completare. Deci este completată documentația ședinței din decembrie. La mine nu a ajuns nicio hârtie de renunțare la acest proiect de hotărâre și îl voi propune domnului primar să fie pe ordinea de zi până se retrage. Pai, să fiu acuzat că proiectul să... nu a fost inclus deci, ordinea de zi. Deci, eu am cerut aceste clarificări din punct de vedere al îndeplinirii condițiilor legale pentru ca el să se afle pe ordinea de zi. Dacă dumneavoastră susțineți că nu trebuia, nu am nicio problemă, restul pe fondul... Eu cred că e corect, atunci toate proiectele care îmi pică mie, dacă le băgăm de fiecare dată înapoi, am avea suche de proiecte pe ordinea de zi. Domnul primar, deci vreau să-mi duc de mersul până la sfârșit, ca să fie foarte clar. Eu am ridicat această problemă încă o dată, sfătuindu-mă cu persoane care lucrează în domeniu și am vrut să am răspunsul la această întrebare. Dacă dumneavoastră spuneți că nu este niciun fel de problemă, să fiu foarte clar. Îmi asum răspunderea pentru ceea ce am făcut. Iar eventualele discuții le avem am pus întrebarea asta de la început pentru a primi răspunsul dumneavoastră. Aveți, nu vreau pe fondul proiectului, ne vom pronunța la un moment respectiv. Proiectul nu a fost retras. Mi s-au cerut documente în completare. Nu, eu v-am spus altceva. Ceea ce mi s-a spus. Dacă era retras... Eu vă spun informația pe care eu o dețin. Am înțeles punctul de vedere. Vă dau și o rezolvare. Eu m-am adresat doamnei secretare să spune dacă este în conformitate cu prevederile legale. Atunci n-am nicio problemă. Voi vota ăsta, ordinea de zi. Nu. Epopeea acestui proiect de hotărâre, mie personal mi-aduce aminte de poezia la Steaua, cum Mihai Eminescu, și anume de care era pe când nu s-a zărit, azi ne vedem și noi. Într-adevăr, el a fost inițiat nu numai de cei 5 care s-au acolo, ci de 7, acum 2 ani și 5 ani deja, după cum am știți că am discutat și numai trecută, și nu a fost repus la cererea noastră, mă rog, nu știu care a fost care a fost rațiunea, probabil așa cum a zis doamna secretară, pentru a-l completa. Eu am avut curiozitatea de a citi și completarea raportului de specialitate și vă spun că oricum nu s-a completat cu ceea ce am solicitat. În sensul că am solicitat în mod explicit, deci nu în modul general, explicit, copia CF-ului sau a declarației de renunțare pentru o suprafață de 34 de hectare. Să fac eu demersurile dacă administrația nu vrea să le facă în sensul, dar totuși aduce la o anumită regulă ce se întâmplă cu pădurea asta, proprietate publică a orașului, nu există la raportul de specialitate sau la completare copia CF-ului, nici a declarației de renunțare. Eu n-am văzut-o. Dacă există, cer scuze că asta eu n-am văzut-o. Și am mai solicitat în mod expres copii ale actelor de proprietate pentru persoane fizice care s-a susținut de raportul de specialitate că ar fi fost puse în posesie pe același amplasament. Sincer să fiu, nici pare nu le-am văzut. Am văzut numai niște explicații care mă spus, ca și data trecută pe mine, nu mă lămuresc explicațiile astea, mai ales că ele sună ceva de genul că cele 40 și nu știu câte de persoane li s-a emis titlul de proprietate fără a fi puse în posesie. Adică, exact, cu încălcarea prevederilor legale exprese, care spune că transferul proprietății de la stat către persoana îndreptățită se face prin proces verbal de punere în posesie, prin identificarea, țărușarea și predarea către proprietarul respectiv de suprafețe. Deci, de start, înțeleg de raportul de specialitate că invocatele titlurilor de proprietate ale unor persoane fizice sunt nule. Lucru pe care are dreptul și obligația a constata nulitatea lor, președintele Comisiei Locale, onor domnul primar. Și acum, ca să nu prelungim mult discuția, în numele inițiatorilor, retragem proiectul ăsta, ca să nu mai avem discuții, după ordinea de zi, acum și pentru oricare alte ședințe. Și așteptăm o inițiativă a domnului primar în acest sens, că până la urmă dânsul e cel care ar trebui să vegheze la integritatea domeniului public și privat al orașului,
în calitate de primar și conducător al aparatului administrativ, care, bineînțeles că, probabil o să fie în măsură, în dubla calitate pe care de primar și președintele Comisiei Locale, are toate pârghiile legale necesare și rezolve toate problemele care au fost relevate în raportul de specialitate anexat solicitării noastre de introducere în domeniul public. Și așteptăm cu interes un proiect de hotărâre din partea dumneavoastră, la momentul când, împreună cu aparatul de specialitate și în virtutea atribuțiilor pe care le are în calitate de primar și președinte al Comisiei Locale de Aplicare a Fondului Legilor Fondului Funciar, va rezolva toate problemele care au fost descoperite cu această ocazie. Nu mai are rost să mă tot contrez eu cu aparatul de specialitate. Colegii nu înțeleg că n-au schițe colorate. Nu pot să le fac schițe colorate pe niște chestiuni pe care le susține altcineva. Cine susține că acolo e pus altcineva, nu avea decât să documenteze cu schițe și cu documente de proprietate. N-a făcut-o. El asta a început, nu știu dacă s-a înțeles. Așa că să nu mai prelungesc discuția, retragem proiectul de hotărâre și așteptăm un proiect de hotărâre redactat într-o limbă mai liberală de către domnul primar, astfel încât să fie înțeles și de către colegii de la Partidul Național Liberal. Așa că vă rog să îl retrageți, vorbesc în numele tuturor inițiatorilor, pentru după ordinea de zi, pentru că proiectul e același cu aceleași probleme în care nu s-a lămurit absolut nimic. Completarea raportului de specialitate, v-am spus, nu lămurește absolut nimic. Dimpotrivă, chiar relevă că sunt multe chestiuni care s-au făcut în mod ilegal și care, bineînțeles, ar trebui puse în regulă. Dar este atribuția Comisiei Locale. Da, deci, o să intervin da, cu un minut și vreau să... Deci vreau să fiu foarte clar. Eu am vrut să pun, la momentul votării ordine de zi, am vrut să pun în discuție doar chestiunile legale legate de, materialul care se află la acest proiect. Încă o dată, nu vreau să mă pronunț pe fond, dacă trebuie să discutăm proiectul, n-am nicio problemă. Am vrut să am poziția aparatului de specialitate legate de aceste aspecte. În rest, nu mă pronunț absolut deloc de data aceasta. Doi la mână, dacă tot colegul a retras, eu n-am înțeles un lucru. Puteam foarte bine să-l avem pe ordinea de zi astăzi, dacă se respectau ceea ce s-a discutat aproape o oră în ședința de data trecută, unde cu subiect și predicat s-a spus de către colegul că vom reformula proiectul ca să merg pe ce este clar, pe punctul de vedere al aparatului de specialitate. L-am reformulat în ședința anterioară. Unde faceți trimitere? Ca să înțeleagă lumea, că poate induce cineva. În ședința anterioară l-am reformulat și n-ați înțeles reformularea. Dar eu cred că dacă astăzi, ca și inițiator, aveam un proiect în care apărea scris subiect și predicat cifra de 364 de hectare, cred că proiectul era... Deci atunci nu ați înțeles. Nici nu erau discuții pe marginea lui. Bun, încă o dată, nu am nicio problemă, am terminat. Am înțeles și dacă... Nu ați înțeles, să citiți procesul pe bar, să vedeți ce scrie acolo. Dumneavoastră textul ăla, că nu înțelegeți proiectul ăsta. Domnul, eu am zis că e prea... Nu înțelegeți proiectul ăsta. Eu zic că prin perseverență și prin... Dar vă rog să dați o bază de perseverență. Exact. Dacă proiectul va fi, cum să zic, repus, vom discuta... I-am acordat domnului primar șansa de s-a remarcat prin... Bun, acum eu propun ordinea de zi, prin care... Nu am remarcat deloc că a apărut din nou pe ordinea de zi. Păi nu, urmați să vă remarcat. Urmați să vă remarcat, eu mă las inițiativă. Trebuie să aveți consecvențe, domnule Ionti. Dacă aveți consecvențe, atunci ar toate. Domnul Costa, domnul Băsescu spunea că numai Bou e consecvență. Nu știu ce au zis altul, eu sunt serios. Nu știu, el e la președințele României. Nu vreau să vreau concluziile privite. Încercați să fiți un pic mai profund în ceea ce răspunde. Deci, din cele 10 puncte ale ordinii de zi, punctul 9 se retrage pentru că cei care sunt inițiatori socotesc că nu e ceea ce ar fi vrut să prezinte ca și proiect de hotărâre. Cum se pun la vot? Nu, pe ce considerați îl retragem, pentru că este același proiect care a picat luna trecută și nu a făcut o cerere a lui de repunere. El a fost repus în virtutea completării cu niște documente care pe mine nu... Bun, deci... Să înțeleg că recunoașteți că nu a spus o cerere de repunere. Da, am zis eu ceva. Asta am spus-o de prima dată, că nu am cerut să fie repus. Aia absolut clar. Păi nu pot să repun un proiect care, eu zic că l-am explicat cât se poate de bine, am renunțat la părțile care erau în astea. Dacă erați consecvent,
Îndrăgeți cu 364 de hectare. Dacă vreți să fiți consecvent, trebuie văzut ce se întâmplă cu 593 de hectare. 593, dacă vă uitați matematic, 5 milioane de hectare. Am înțeles că primăria a câștigat procesul în prima instanță pentru anularea titlului cu Vărate. O să vedem dacă fac recurs sau nu. Și atunci o să ajungem la suprafețe mai mari. Da, deci hai să trecem de la ordinea de zi. Deci avem ultimele 8 puncte propuse pe inițiatorul domnul primar și punctul numărul 10, total vor fi 9 puncte. Cine este pentru? Vom trece... Unanimitate. Deci, trecem la primul punct de ordine de zi. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de calitate orașului Alești pentru anul școlar 2019-2020. Inițiator, domnul primar. Proiectul ați avut în comisii și voi trece succesiv la a prezenta punctul de vedere a comisiilor. Comisia Buget. Aveți favorabil. Comisia Urbanist. Aveți favorabil. Comisia Juridică. Aveți favorabil. Comisia Învățământ. Favorabil. Dacă aveți discuții sau completări. Eu la comisie am ridicat problema disfințării școlii din Tinaut. Nu mi se pare ok. Înțeleg că sunt diverse argumente în susținerea acestui demers. Da, eu sincer aș milita și poate că știți sau nu știți, am militat pentru păstrarea școlilor ăsta din Pește și Tinaut și Pădurea Neagră, pentru că cel puțin până la vârsta de pregătitoare, 4, nu mi se pare normal ca într-un boatet cu rangul de oraș și copiii să facă naveta. Nu știu dacă s-au făcut suficiente demersuri și eforturi pentru păstrarea respectivelor școli. Adică cred că politica a fost, inclusiv a unității școlare, de a centraliza mai degrabă decât a păstra aceste unități. De vedere că eu personal nu sunt de acord. Vă spun sincer, cel puțin până la clasele 4, eu n-aș face naveta cu copiii. Iar pentru școlile astea din Auzi, Peștiși, ar trebui făcut de așa natură încât copiii să urmeze cursurile, cel puțin la casa în patru, în localitatea de domiciliu. Acum, nu știu de ce motive, eu am mai ridicat problema asta și în consultanțație la școală, mi s-a spus că nu e adevărat, cu instabilitatea cadrelor didactice pe posturi, care, mă rog, ar genera părinților oarecare reticență în privința păstrărilor în mediul respectiv și astfel că foarte mulți, deși copii ar mai fi, dar înțeleg că deja mulți îi aduc deja la școala din Aleș și atunci au rămas suficient de puțin ca să mă exprim în mod greșit în limba română, dar uzual de punct de vedere actual, au rămas suficient de puțin ca școala să vrea să desfințeze. Dar nu cred că asta ar trebui să fie mersul problema. Când le desfințăm, localurile rămân neutilizate, pentru că a rămas și școala de Pești și așa cum a rămas și grădința din Tinaut, se degradează, nu ne găsim o utilitate. Și când o vrea să facem altceva, ne trezim că noi, ca nație, tot construim pe școli la nesfârșit și niciodată nu avem suficient. Nu știu asta. Deci eu nu sunt foarte convins că școala aia trebuie desfințată. Și mai degrabă convins că ar trebui făcute eforturi ca toți copiii din Tinaut să urmeze cursurile în Tinaut, nu la Aleș. Asta e punctul meu de vedere personal. Se pare, din ce m-am interesat și eu, că părinții își aduc copiii și au rămas clase în paralel. 1 cu 3, 2 cu 4, deja la aia nu mai învățământ. Dar tocmai asta vreau să spun, că ai văzut că și acolo unde sunt cere. Și în București, la toate școli, se fac fel de artificii, își fac ei folosind numai ca să se poată. Să creează totuși niște reguli. Și în Aleș, dacă s-ar face regula, domne, aici înființăm 3 clase. Deci, dacă... Și în astea 3 clase, prima dată în funcție de domiciliu. Nu primim de la Tinaut. La Tinaut asigurăm cadrul didactic de aceeași calitate ca și la Aleș.
și obligăm să ținem acolo în viață școală. De ce să o ucidem ca să ducem copiii în centrul Alăștiului? Eu n-au cum fost atât de întinăut de 40 de ani plus minus, n-au fost niciodată copii cât să facă o clasă. Deci tot timpul, deci nu, asta spun din... Nu că e mai confortabil să-i aduce. Nu că e mai confortabil, e mai ok să-l facem copii. Inclusiv eu am făcut 1 cu 3 și 2 cu 4. Nu erau destui copii. Deci eram clase între 5 și 10. Deci aia nu-i clasă. A ajuns șeful grupului PNL și Consiliul. Da, datorită sistemului Pepul, dacă mă lăsați și pe mine, că eu m-am lăsat. Pentru școala din Pești am fost contactat de către preotul din Peștiș. Ar vrea să facă un muzeu și are o grămadă de exponate și o capelă. Dacă i-am spus să ne fac o cerere în scris și atunci să inițiem un proiect de hotărâre, probabil trebuie scos prima dată din rețeaua școlară afară și doar după aia atribuit la biserici. Patinăul, nu știu, și acolo trebuie scos din rețeaua școlară, măcar aia veche, că se distruge. Dacă mai aveți alte solicitări sau propuneri, dacă nu o să punem la vot, cine este pentru? Deci, în formula inițiată de numărul așa. Numărul 10, nu știu, 12. Domnul care facea pentru? Abțineri. La punctul 2 al opinii. Proiect de hotărâre privind unele măsuri pentru aplicarea legii 460/2008 privind venitul minim garantat, modificări și completări ulterioare pentru anul 2019, inițiator domnul primar. Numai puțin la proiectul trecut, sunt 13 pe 4. 13 pe 4. 13 pe 4. Deci trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind unele măsuri pentru aplicarea legii 460/2001 privind venitul minim garantat cu modificări și completările ulterioare pentru anul 2019, inițiator domnul primar. O să întreb comisiile. Comisia Buget. Favorabil. Comisia Urbanism. Favorabil. Comisia Juridic. Favorabil. Comisia Învățământ. Favorabil. Dacă aveți completări sau discuții. Dacă nu, spunem la vot punctul de ordine de zi, sub forma proiectului de hotărâre dat de inițiator. Cine este pentru? Abțineri, dacă sunt, sau împotrivă nu. Punctul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea scrisorii de așteptări autorității tutelare pentru ocuparea postului director la SECE Salut BSA Alești, inițiator domnul primar. Proiectul a fost văzut în comisii, o să cred avizarea celor patru comisii. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Urbanism. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Comisia Învățământ. Favorabil. Dacă aveți discuții sau alte propuneri. N-am nicio întrebare vis-a-vis de proiect, dar terenul ăsta de așteptări îmi sugerează totuși să vă solicit domnul primar, să nu rămână numai o simplă solicitare cu o simplu cal. Am cerut Consiliul de Administrație și Conducere să facă demersurile necesare pentru identificarea vinovaților și recuperarea sumelor plătite ca amenzi anul trecut. Am și eu niște așteptări. Vă rog să transmiteți conducerii, așa cum e interimat de Consiliul de Administrație, că aștept să ni se pună la dispoziție un raport prin care să transmită Consiliul Local care au fost demersurile pe care dânșii le-au inițiat în baza solicitării făcute de către Consiliul Local și în ce stadiu s-au făcut acestea.
Adică, dacă au fost contestate în instanță procesele verbale de constatare contravențiilor și în ce stadiu s-au făcut procesele, dacă au fost contestate, dacă s-au declanșat acțiuni de cercetare prealabilă pentru identificarea și tragerea la răspundere a celor vinovați pentru ceea ce s-a întâmplat cu depozitarea ilegală a deșeurilor la stația de sortare și așa mai departe. Vă rog să faceți o solicitare din partea Consiliului Local pe conducerea unității să ne trimită un raport cu ce demersuri fac dânsii în baza unei solicitări a Consiliului Local la anul trecut. Solicitarea a fost făcută. N-au găsit un auditor independent, dar am trimis auditoarea noastră de la primărie, care are deja un raport preliminar, primește actele foarte, foarte greu. Ascultați-mă încă o dată. Da. Eu am solicitat ca dânsii să declanșeze acțiuni de cercetare prealabilă pentru identificarea celor... Alea nu se fac prin audit. Acolo trebuie să existe, conform codului muncii, niște comisii constituite în cadrul firmei care să studieze abaterile disciplinare ale angajaților, dacă constată că așa ceva a fost. Ce audit să aștept? Eu aștept ca unitatea, prin mecanismele interne... Dacă ne uităm în procesele verbale, am cerut declanșarea unui audit. Nu. Ne uităm în procesele verbale și o să vedem. Am cerut textual ceea ce cer și acum. Identificarea celor vinovați și recuperarea sumelor plătite pentru respectivele contravenții. Raportul, pentru care le-a făcut cineva. Raportul de audit va fi prezentat AGA. Raportul Consiliului. Vorbim două chestiuni diferite. Raportul de audit e una și cercetarea pentru prealabil e altceva. Se face pe codul muncii. Dar e o prima etapă care se va încheia cu acest raport va fi prezentat. Dacă durează raportul de audit 2 ani, nu mai poți să faci la răspundere pe nimeni. Vă spun eu. Prin implicarea se face maxim un an de zile de la săvârșirea actualului director care nu vrea să mai fie numit pe 3 luni de zile, că nu terminăm procedura de selecție pentru că nu mai rezistă și prin implicarea colegului nostru Cristi Gal, care în fiecare zi s-a deplasat la Salubri și i-a ajutat, societatea este echilibrată financiar și chiar este pe profit în ultimele două luni. Toată treaba asta reiese și în acest raport de audit. Acum, de acolo încolo, Consiliul de Administrație va hotărâ ce să facă mai departe. Și ceea ce cereți dumneavoastră, nu știu dacă au ei constituite comisii și... Au obligația conform legii. Da, ei nu se vor audita niciodată. Aici nu am dat audit. Noi, după ce s-au întâmplat acele evenimente, în cadrul acestei ședințe, am votat cu toții să facem o adresă în numele Consiliului Local, în care să... Bun, dar are dreptate. Dar fi timp să se nimic și noi. Chiar dacă am spus parțial. Audit, cred că... Auditul e altceva de un lucru. Nu, este vorba schimbă adresa pe care noi am ceva de genul. Nu, mă, să cerem să ne spună ce s-a întâmplat pe comisiile alea. Nerelevante că e să iei stat în instanță. Nu, de acord, dar e o procedură legală. Nu, eu am formulat-o. Veți vedea, acum, eu vă spun sigur că este ca să cerut audit, că altfel nu făceam audit. Bine, auditul am cerut eu acum 5-6-7 luni, da? Nu, acum de când au fost problemele astea. Da, bun, când au fost probleme, nu s-au cerut audit, s-au cerut exact ce spunea colegul. Deci, firma, atâta vă spun, firma este echilibrată, duce la Oradea, duce la combinat și a început să vândă și deșeuri și își face venituri din vânzarea de peturi, de hârtie, de metal, de aluminiu, de toate sunt recuperabile și chiar au încasat sume frumoase din aceste recuperări. Și ne bucurăm că se întâmplă așa,
pentru a vedea de ce până acum nu s-a întâmplat așa, e necesară o misiune de audit, ce spuneți dumneavoastră. Pentru a se recupera sumele plătite ca amenzi, este necesar ceea ce vă spun eu, o cercetare a, și cu identificarea vinovaților. Auditul este ca să vă dați seama de ce până acum n-a putut fi profitabilă societatea. Vreau să vă spun. Și de ce n-a făcut venituri. Vreau să vă spun că s-a pus 25% și de deșeurile din spatele stației, de care vorbim de nu știu câte țări. Bun, faceți un audit să vedeți de ce până acum nu s-a putut. Mi-au zis că... Manager de la Oradea care a fost cumva zis eu. Venit aici numai să lucrau pe firma. S-a făcut o cercetare realabilă și sunt note explicative. Are grup, face ar vinovat. Foarte bine. L-am găsit să-și facă datoria, să-l trimită judecată pentru revoarea sudului. O populiție, nu mă rog. Așa cum e așa. Și trebuie la rău. Hai, divagăm prea mult. Eu cred că e necesar să urmărim asta, pentru că altfel avem niște demersuri de astea care rămân fără finalitate. Poate dar nu trebuie dacă trebuie. Eu am solicitat domnului primar să le solicite dânșilor. Eu le-am solicitat și se pare că s-au și făcut. Le prezentăm. Direcul nu vrea să vină în Consiliul Local. Nu pot aduce cu ăsta. Eu nu vin să-și bată joc nimeni de funcție, că eu stau de dimineața până seara și nu ce. Nu vrea să vină și n-am putut să-l aduc. Cum să-l aduc? Nu vrea să vină singur. Vrea să vină I-am spus să aducă și Consiliul de Administrație. De ce nu l-a adus? Bun, haideți să ne luăm. Față de proiectele hotărâri, dacă aveți ceva punctual, dacă nu supunem la vot proiectul de hotărâre cu scrisoarea de așteptare discutată în comisii. Comisiile la vot, poate ce? Bun, dacă nu supun la vot efectiv proiectul de hotărâre, cine este pentru? Ține. Nu votez. Nu votez. Nu participați la vot. Trecem la punctul 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al factorilor publice cu plată sau reședință de pe raza orașului Marei, inițiator domnul Minar. Facem tot de doi la cele patru comisii. Comisia Buget. Aveți favorabil. Comisia Urbanism. Aveți favorabil. Comisia Juridică. Nu e favorabil, dar oricum mai multe amendamente. Amendamentele le-am imediat. Și o să le fac eu. Le-am cumulat toate și o să mă lăsați să le, da, să le spun. La comisie, Comisia Învățământ. Favorabil. Înainte de a intra discuții, propriu domnul primar să facă amendamentele. În urma discuțiile din comisii s-au cerut mai multe amendamente pe care le-am centralizat și am o să îi dau la doamna secretară, le citesc. Articolul 7 se completează cu punctul C. Achiziționarea tichetului de parcare pe perioade determinate de o oră sau o zi. La ghișeul toaletei publice, lângă Biserica Ortodoxă, la sediul primăriei, biroul de taxe, precum și la agenții economici din zona centrală, respectiv zona pieței și zona ștrandului. La articolul 3, la punctul 3, articolul 11, s-a scot aliniatul. Chitanță privind achiziționarea caietului de sarcini. Articolul 12 se modifică. În situația în care numărul de solicitanți depășește numărul de locuri amenajate, parcarea de reședință sau când unul sau mai multe locuri sunt solicitate expres de mai mulți locatari, atribuirea se va face prin licitație publică cu strigare, prețul de pornire fiind 80 de lei pe loc pe an, iar pasul va fi de 5 lei. Garanția de participare va fi 25 lei, taxa de participare 10 lei. Se scoate fraza, documentația va fi de 5 lei pe loc. Nu vor fi admise la licitație persoane care dețin garaje amplasate pe domeniul public și privat a orașului Alești. Articolul 23. Se vor fi... Să scoate sau cum? Asta care ați citit acum, să scoate sau cum? Se scoate, că era băgată într-un cadrul proiectului și aseară comisia juridică. Asta e actuală. Aia se scoate. Așa am stabilit în comisie. Da, da.
Articolul 23. Se modifică și va avea următorul cuprins. Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 15 zile. Era 48 de ore după legea veche. A fost modificată legea și se poate plăti jumătate din minimul amenzii în 15 zile. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins. Constituie contravenție și se sancționează cu avertisment sau amendă faptele prevăzute la articolul 27, literele A, B, C, D, E. Articolul 29. Constituie contravenție și sancționează cu avertisment sau amendă faptele prevăzute la articolul 40. Se scoate paragraful faptele prevăzute la articolul 42 cu amendă de la 200 la 500. Articolul 30. Se constituie contravenție, se sancționează cu avertisment sau amendă de la 1000 la 2000 refuzul proprietarului sau deținătorului legal al vehiculului de a ridica de pe domeniul public sau privat cu atealegi de vehicule prevăzute la articolul 41. Și se scoate articolul 42 complet. Da. Domnul primar, atâtea amendamente ați făcut că eu nu mai înțeleg nimic în proiectul ăsta. Deci era schimbat cu puțin. Da, dar în urma... Eu zic că reformulat, să dați dovadă de consecvență, să veniți cu el reformulat. Dar eu nu mai înțeleg nimic, ați schimbat asta că nu înțeleg. Bine. Votați ca atare. N-au fost decât una, ce știu, 6-7 amendamente. Poate și fiți mai greu, dar mi s-a părut cum de nimic. Erau frazele lungi. Nu, și tot în aceeași idee, aseară v-am solicitat dacă se poate să primim strict legat de locurile de parcare de domiciliu, o statistică, să vedem cam care ar fi necesarul de locuri de parcare de domiciliu pe zona de blocuri. Din proiectul inițiat, în harta care ne-ați prezentat-o și listing-ul care se constituie anexă la proiectul de hotărâre, înțeleg că pentru aceste locuri de parcare de domiciliu s-au identificat 835 de locuri. Solicitarea pe care v-am făcut-o, am făcut-o în ideea în care să vedem cam care ar fi necesar, teoretic, de locuri de parcare de domiciliu și cam cât putem oferi noi. Vă mulțumesc că v-ați mobilizat, deci trebuia să vă mobilizați înainte și avem aici o listă care mi-ați dat-o din ea înainte de ședință, din care rezultă un posibil număr estimativ de locuri necesare de 1488. Deci, 835 aproape intră de două ori în 1848, până 1488. Ideea e felul următor. Atâta vreme cât diferența e atât de mare, posibil că aici ar mai intra niște coeficienți de reglaj și să nu ai atâția. Dar totuși, până la 835 e destul de mare diferență. Și atunci, noi aici lucrăm pentru toți cetățenii din orașul ăla și pentru nevoile tuturor. Atunci, propunerea mea e ca să se încerce identificarea. Acum, aveți și pe zonare aici posibilele solicitări. Să încercăm să facem cumva să ne apropiem de necesar cu lucrurile astea de parcare de domiciliu. Că eu nu vreau să mai aud, eu mai auzit întâmplări că și-au aruncat vecinii cu ouă pe mașini, unii pe alții. Nu-i rolul nostru aici în Consiliul Local să 20 de locuri libere. Să facem zâzanie și ironie între cetățenii. Sunt 20 libere și toată lumea reușește să parcheze. Propunerea mea e mai identificăm niște să ne apropiem cât de cât cu numărul ăsta de parcări de domiciliu, să ne apropiem cât de cât de necesar. Și atunci mai lucrăm, mai identificăm și încercăm. Și când suntem aproape, îi dăm drumul. Până atunci înțelege și Leontin. Da. Tot e mai greu. Bine. Deci, dacă mai știți, dacă nu... Dar acolo, la preții asta, am pus la comisie, la un an și asta, totuși, tichetul să fie cel puțin, măcar de o jumătate de oră, nu de o oră. Este. Asta a fost amendat. Deci asta a fost, mă scuzați, nu mai comisie. Da, legat de problema care a ridicat-o colegul, ok, n-am nicio problemă
să identifice, să dea Dumnezeu să avem mai multe lucruri de fapt care de poate vorbim. Nu o să zic că, bă, suntem singura comunitate în care se întâmplă, va fi ideal. Eu pot să spun din, așa, din discuțiile și bănesc că fiecare dintre noi avem prieteni, cunoștințe, neamuri în toate zonele și regiunile țării. Ăla e idealul acesta, cred că nu există comunitate în care să se atingă. Da, am o problemă să dea Dumnezeu să fie ales de prima comunitate care va reuși lucrul ăsta și probabil vom avea fericită ocazie să vină foarte mulți în Aleș pentru că au locuri de parcare. Da. Încă o dată, foarte bine să mă identifice și vorba colegilor, să se facă amendamentele respective, să fie o problemă, să înțeleagă toți. Dacă nu mai sunt discuții, în ordinea propunerilor, cu cel două amendamente ale domnului primar și a domnului consilier Dubău, propună proiectul inițial. Nu, nu am propus un amendament. Domnul președinte, eu am spus că în ce condiții aș putea să votez proiectul în integralitatea lui, adică dacă e completat, să ne apropiem de realitate. Și atunci putem zice că avem un proiect de hotărâre care să rezolve probleme mai mult decât să creeze altele, știi? Bun, atunci propunerea va fi doară la proiectul inițial, cu amendamentele domnului primar, care erau punctuale, vom supune la vot, deci, proiectul inițial cu amendamentele domnului primar. Cine este pentru? Împotrivă și împotrivă? Abțineri? 1, 2, 3, 5, 7. Deci proiectul a căzut la, știu eu, când se va realiza nou proiect, să ține seama și de la mine. La urmă, propunerea colegului nu m-a spus. Știi? Dar nu m-am lăsat propunerea colegului. Dar de ce? Toată lumea lucrurile de parcare. Am spus tot. Un băz de ăsta ca și... Și la altul trebuie să gândiți că poate nu vot tot. Există posibilitatea. Pentru că s-a căzut și vom vedea. Încercăm să identificăm și să repunem proiectul. Foarte mare. Sunt am solicitat, eu nu știu, domnul primar e drăguț cu mine, dar trebuia să vă dea... Am văzut. Deci sunt și garaje. Sunt garaje. Una, doi, este care poate nu vrea să plătească acei 100 de lei și bachează la 50 de metri mai încolo. Ai înțeles, bachează de reședință. Eu n-am spus 100%, dar... Da, identificăm și garajele, pentru că eu zic că și alea spun la urmă locuri de parcare, că sunt o grămadă de garaje. O să le trecem cu o altă culoare pe regulament și să vedem ce mai găsim. Dar momentan 80 de locuri sunt libere. Încă o dată, poate nu toate locuri vreau să plătească 80 de locuri. Domnul primar, 80 de locuri sunt libere, că nu aveți contract cu ele. Nu că sunt libere. Dar faceți o tură pe locuri seara. Domnul primar, încă o dată, nu știți că sunt 80, că nu le-ați numărat în fiecare seară, că poate nu doar... Nu, atâtea contracte avem. Atât, pe asta vă spun, aveți cu atâtea contracte mai puțin. Da. Înseamnă că unii s-au descurcat și nu și-au făcut contracte, mă înțelegeți? Sau nu-i interesează să aibă un contract. Deci bătălii au fost în zonele unde au fost mai multe locuri și de-aia v-am zis aseară, am colegii maștri care am zis, dom'le, hai să facem și cât de cât o zonare. Da, în acea zonă, oricum nu le pot pune suprapus. Nu, suprapusă, dar cât de cât. Nu o să meargă unul de la ANE, să liciteze la eruri un loc de parcare. Ideea am zis să facă o zonare... O restrângere, nu? O restrângere. În funcție de statistica asta pe blocuri, da? Vezi și cam ce locuri ai și cam unde poate să... E clar că nu o să vrea unul să parcheze la arena sportivă încă o dată. Bă, uitați, de exemplu, la ANL, la peste vale, avem... Că astea văd aici. ANL oraș, aveți 19 locuri de parcare și ar fi vreo 10... Da, acolo sunt 20 în plus, doamnele.
Deci, dar nu o să meargă unul din celălalt capăt să parcheze acolo, adică... La Nele am făcut parcarea nouă și acolo sunt 20 de locuri în plus față de... De la Leo de la Arendu sunteți pe minus. Acolo aveți 58 de locuri de parcare. 30 contract. Ba nu, 30, da, e ok. Da. No. Bun. În ideea asta, diferența de 650 de locuri, teoretic. Am spus că aici încape un procent de ponderare și așa. Dar totuși e diferența mare. Între ce oferim și ce ne voi ati. Am sugerat așa seara domnului primar. Cel mai simplu de reducere. Poate să aibă o discuție cu președinte. Da, o să încercăm, dar cu asociațiile e un pic mai greu. Că... Dar am încercat. Încercăm și cu asociațiile. Dar... Vom trece la punctul 5 al ordinii de zi. Proiectul 3 privind aprobarea trecerii imobilului numărul TOPO 928-4, înscris în CF, numărul 1660. În suprafață de 7.668 pe 109.492 din domeniul privat în domeniul public al orașului Aleș. Inițiator domnul primar. Comisiile, Comisia Buget. Avis favorabil. Comisia Urbanist. Avis favorabil. Comisia Juridică. Favorabil. Comisia Învățământ. Favorabil. Dacă aveți... Da, eu aș vrea să zic două cuvinte. Până acum de două ore mai am avut acest termen. Acum s-a oferit o suprapunere a terenului care zic din și greit, o suprafață de 7.000, cu numărul topografic. Și din ceea ce este la dosar, suprapunerea nici măcar nu e pe 928x4, ci pe 928x1 și pe 2. Așa rezultă din harta aia anexată acolo. Păi ce să înțeleg? Poate avem în proprietate și 928x1 și 928x2, dar dacă le facem, să le facem în regulă. Deci, în teren efectiv, suprapunerea s-a pus pe hârtia. Deci de acolo, din schița aia care e anexată, rezultă că e suprapunerea pe 928x1 și pe 928x2. Să văd pe harta veche, pe 2880, să văd pe ce numele topografice se suprapune și nici vorbă de ceea ce scrie aici în proiectul de hotărâre. Probabil de-aia primele dovedi nu au fost oferite informațiile astea. Vă rog să vă uitați, vă prima. Pare de ce să zic. Da, dacă mai aveți și alte discuții sau întrebări. Eu am o întrebare. Proiectul ăsta l-am avut și în decembrie. Da. Yeah. Ideea de altul, deci erau două în acel moment. Nu, erau două terenuri pe care erau proiecte, se pare un proiect. Dar evoluția e spectaculoasă sub formă de involuție. Este involuție. Nu m-am dat un teren să o păpun nicio cadastrare. Noi ne străduim să facem... Mă referam la proiect. Dumneavoastră încercați să le dinamitați, da? Păi sunt obligatorii să facem aceste cadastrări. Dar acolo să vă faceți-le cum trebuie, doar că veniți cu o propunere pe 928x4 și cu schiță pe 2 și pe 1. Păi, dar noi... Adică, despre ce e vorba aici? Vreți să tăpulăm... Și involuție, cimitirul pădure. Când vrei să faci, nu poți să fiu de acolo. O să ne uităm și la 928, mi-am uitat, mi-am notat. Din moment ce trece din privat în public, nu știu ce problemă putem să avem. Eu la CF-ul și la astea nu prea mă pricep. Dacă am trece invers, m-ați acuzat că vreau să vând terenul. Da? Dacă trecem din privat în public, păi frate, chiar cred că ar trebui să fie toată lumea de acord. Problema proiectului, după cum sper că totuși înțelegeți, că una se scrie în texte și alta este pe grafică. Adică ne propune să trecem un număr topo și pe grafică ne prezentați alte două numere topografice. Ce legătură este între una și alta? Dacă puteți să ne spuneți, ar fi rămuritor. Exact ca și dumneavoastră, domn privat, eu nu pricep deloc la numere topo, CBO și lucrurile de genul, dar ce văd că proiectul ăsta se lucrează la el de două luni de zile și nici acum nu e într-o formă legală, corectă.
că probabil de cine lucrează nu se pricepe nici la ce vreau și numele topul. Ascultați-mă, ați văzut în comisie, nu știu dacă în comisia dumneavoastră, că a întrebat un consilier pe domnul Botiș, cum ar trebui să facem, să fie bine, zice, să-l fac cu albastru și pe ăsta. Toate sunt amestecate aici, astea de când e lumea și pământul, unul s-a întâmplat pe drum, celălalt s-a întâmplat pe nu știu ce. Eu știu ce ziceți, dar să lucrează de două luni. Dacă gândiți proiectul pentru decembrie, bănesc că s-a lucrat. S-a muncit în luna decembrie. S-a lucrat și în luna ianuarie și tot nu-i ok. Da, acum tot totul altceva. Atunci nu s-a spus de chestia asta, domnule. Atunci s-a spus de cu totul altceva. Acum l-am găsit pe 928, data viitoare găsit pe 928. De ce credeți că am solicitat suprapunerea? Că să vedem dacă e acolo sau nu e acolo. E simplu. Bun, supunem la vot proiectul de hotărâre sub forma inițială. Cine este pentru? Da, nu. Abține? Împotrivă? Nu. Da, vom trece la punctul 6. Proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului numărul Topo 15, scris în CF, numărul 245, adresă în suprafață de 74-637 metri pătrați, din domeniul privat, în domeniul public al orașului Aleș, inițiator domnul primar. Comisiile, Comisia Buget, aviz favorabil. Comisia Urbanism, aviz favorabil. Comisia Juridică, nefavorabil. Comisia Învățământ, favorabil. Discuții? În cazul ăsta, dacă îmi permiteți, nici măcar nu-i pus asupra pune. Pe cel puțin eu n-am găsit-o la materie, am făcut-o și-o seara. Nu mai există ceva colorat, că eu... mă bag, da? George, un scălă dată din colorate și s-o scanat al negru. Dar nici măcar am nici nu-i scanat. Da, zic că n-am găsit-o, am făcut-o și-o seara. I-am uitat în două locuri. Domnul Ima, n-am primit nimic la colorate. Doamne, eu v-aduc pe aia în colorate. Nu. Sunt plan de situația. Colorate, doar în roșat numărul tău. Atât am primit. Dar nu-i suprapunerea pe... Eu spun ce am primit, ce am adus. Aia s-am găsit și noi. Asta am primit, asta am scăzut. Asta care e proiectul 6? 6. Să cumpăr un scanner color. Cumpăr un scanner color. Dacă mai sunt alte discuții, domnule. Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre sub forma inițială. Cine este pentru? 10 pentru. Abține. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 7 abține. 10 pentru. Proiectul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea identificării imobilului identificat numărul cadastral 104.408, înscris în CF 104.408 Alești, în suprafață de 6.403 de metri pătrați, proprietate publică a orașului Alești, inițiatorul proiectului de hotărâre, domnul primar. Comisiile, Comisia Buget, aviz favorabil. Comisia Urbanism, aviz favorabil. Comisia Juridică, favorabil. Comisia Învățământ. Favorabil. Dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu, supunem la vot proiectul numărul 7. Cine este pentru? Abține, împotrivă, nu este. Nu sunt, adică? Proiectul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de zidire a imobilului identificat cu numărul topografic 924/16, înscris în CF 45 cu ZAP Pădurea Neagră, proprietate privată a orașului Alești, inițiator domnul primar. Comisiile, Comisia Buget, aviz favorabil. Comisia Urbanism, aviz favorabil. Comisia Juridică, favorabil. Comisia Învățământ, favorabil. Dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu supunem la vot proiectul numărul 8 sub forma dată de inițiator, de domnul primar, cine este pentru? Abține? Împotrivă? Nu știu.
10, prezentarea propunerii Consiliului Local în ceea ce privește calificativul acordat secretarului UAT ALEAS pe anul 2018. Cred că a fost de copii mulții. Nu. Acum eu aș avea o întrebare, dacă am fost numai în primele două ședințe, am drept de vot? Exclusiv. Da, pe să supunem la vot proiectul de hotărâre numărul 10 cu calificativul dat de domnul primar. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Cu aceasta declară închisă ședința de astăzi.